Citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 11 versete. Iată ce spune cuvântul Domnului. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncele sale apostolilor pe care îi alesese, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori, timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu care ai lăsat aceste cuvinte nemuritoare să ajungă până la noi, fă în această seară, Doamne, o minune a Ta, fă să ajungă cuvintele acestea în inima fiecăruia dintre noi. Dă-ne, Doamne, înțelepciune să le primim cu bucurie și să le împlinim în viața noastră în fiecare zi. Amin. Să ocupăm locurile. Știu că cei care faceți un pic de matematică, veți descoperi că înălțarea Domnului va fi peste o săptămână, dar am înțeles că avem botez. Și apoi și eu călătoresc în duminica aceea și am zis că ar fi bine să discutăm puțin câteva lucruri despre această lucrare extraordinară a Domnului Iisus Hristos. De fapt, ultimele cuvinte pe care El le-a spus ucenicilor Săi și nouă tuturor. Se spune că întotdeauna când reporterii vor să afle un adevăr, pun de obicei niște întrebări și aceste șase întrebări se și numesc întrebările reporterilor. Când vrei să afli un adevăr, se spune că trebuie să pui aceste întrebări. Când s-au întâmplat lucrurile despre care este vorba? A doua întrebare, cine a participat? Cine este autorul evenimentului? A treia, cum s-a petrecut? Al patra întrebare, ce s-a întâmplat, ce s-a petrecut? A cincea, unde a avut loc? Și ultima întrebare, de ce? Un reporter care se pricepe la meseria lui pune întrebări în așa fel încât să afle răspunsurile la cele șase întrebări. E bine, Domnul a spus ucenicilor că ei vor fi martori ai Săi după plecarea Sa la cer. Știți ce este un martor? Un martor este persoana care poate depune mărturie asupra ceea ce s-a întâmplat, nu? Care poate să spune când s-a întâmplat, cine a fost implicat, cum s-a desfășurat, ce s-a întâmplat, unde a avut loc și de ce crede el că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Domnul a spus că ucenicii trebuie să devină martori ai Domnului Iisus Hristos în această lume. El n-a spus că noi creștinii trebuie să devenim, procurorii care să acuzăm lumea de păcatele ei. Deși sunt foarte mulți creștini astăzi care se cred trimiși de Dumnezeu să acuze o lume păcătoasă din jurul nostru. Și de cele multe ori au dreptate că așa este lumea.
Lumea este rea și căzută. Dar Domnul nu a trimis ucenicii să acuze lumea de păcatele ei. A trimis ucenicii să fie martori pentru El, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să luăm cele 6 întrebări și să vedem dacă ele se aplică la ceea ce s-a întâmplat în momentul în care Domnul s-a înălțat la cer. Și să începem cu prima dintre ele. Am intitulat asta Perspectiva, pentru că ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos și l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră. Să știți că vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Foarte repede, mulți dintre noi îi condamnăm pe ucenici și spunem: Domnule, ăștia voiau să știe când e sfârșitul lumii, așa cum îi condamnăm pe predicatorii de astăzi care ne spun când vine Domnul, nu? Pentru că este natural, într-un fel, să fim preocupați de viitor. Este foarte ciudată viața noastră. Noi trăim în prezent și am ascultat un om de știință care spunea că prezentul practic nici nu există. Prezentul este secunda asta pe care deja a trecut în trecut. Și atunci noi suntem, practic, trăim într-un prezent extrem de scurt, așa, și suntem fascinați nu de trecut, că de obicei ori ne rușine și nu mai vrem să știe lumea despre el. Se spune că un scriitor foarte faimos american a dat câteva mii de dolari unui om să cerceteze arborul lui genealogic, de unde vine el. Și ăsta a umblat prin tot ceea ce trebuie în istorie și a venit cu datele. După care ăsta i-a zis: uite, îți dau 20.000 de dolari să nu mai spui la nimeni. Pentru că trecutul uneori nu este prea grozav, nu? Nu este prea grozav. De aceea suntem fascinați de viitor și ucenicii n-ar trebui să se condamnăm. Ei au pus o întrebare legitimă într-un fel: Doamne, când se vor petrece aceste lucruri? Când va veni împărăția ta? Să nu condamnați această curiozitate pe care o avem fiecare dintre noi. Ea devine bolnăvicioasă când devenim obsedați de ea și ne ocupăm numai de așa ceva. Pentru că Domnul spune: nu e treaba voastră, treaba voastră este alta. Întrebarea ucenicilor nu era corectă. Era corectă într-un fel pentru că ei spuneau când, dar Domnul avea alt plan pentru ucenici în momentul acela. Întrebarea, de fapt, dovedește o credință puternică a acestor oameni în Iisus ca Domn al împărăției care va veni. Să nu-i condamnăm. Ei pun o întrebare într-un fel legitimă. Ar vrea să știe când. Dar Domnul le spune că aveau nevoie de o sincronizare ca să poată primi sarcina aceasta pe care El o pregătise pentru ei. Ucenicii trebuiau să se concentreze pe acum. Ce trebuie făcut acum? Și Domnul le spune: acum trebuie să așteptați să vină Duhul Sfânt, să vă împuternicească, ca să fiți martori până la marginile pământului. Începând de la Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta era perspectiva pe care ucenicii trebuiau să o primească acum, înainte de a pleca Domnul Iisus Hristos la cer. Cea de-a doua întrebare vizează oamenii. Cine? Cine va participa la evenimentul acesta? Așa cum spuneam înainte, ucenicii erau interesați în momentul în care va veni împărăția. Dar Domnul le spune cine o să fie implicat în lucrarea pentru a pregăti împărăția care vine. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Observați, de 3 ori sunt menționați ucenicii aici ca persoanele care vor participa la evenimentul despre care Iisus Hristos vorbește. Voi veți primi o putere. Domnul le schimbă direcția interesului acestor oameni. Domnul le spune porunca finală pentru omenirea întreagă, pentru toți creștinii. Ei trebuie să ducă Evanghelia sa până la marginile pământului. Trebuie să depună mărturie pentru Hristos
în toate generațiile. Un scriitor american, David Platt, a spus că biserica nu este o clădire la care să stai, în care să stai, ci este o mișcare căruia trebuie să te alături. Biserica este o mișcare căruia trebuie să te alături. Nu o clădire la care să mergi și să stai pe bănci confortabile cum avem noi. Din păcate, creștinismul contemporan vede biserica mai degrabă o clădire, nu? Este foarte interesant că în satul în care eu am crescut, nu îi se spunea biserică decât la biserică ortodoxă. La pocăiți era adunare. Și vreau să vă spun că, de fapt, ăsta este semnificația cuvântului corect din Biblie, adunare, adunarea fraților la oaltă. Aceasta este biserica lui Hristos, oamenii și nu clădirile. Foarte ușor suntem impresionați de clădiri și credem că bisericile de succes sunt alea care au clădiri foarte mari, nu-i așa? Ei bine, oamenii sunt cei care sunt trimiși de Domnul să fie mărturie, nu clădirile lor. Sunt chemați să mărturisim unde ne aflăm, dar să nu rămânem acolo unde suntem. Ar trebui să ne ducem cu Evanghelia în continuare la alte persoane. Probabil că ucenicii au putut să întrebe, Doamne, dar cum? Care este metoda prin care noi vom putea duce Evanghelia până la marginile Pământului? Și răspunsul Domnului este foarte clar. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Cum? Prin puterea Duhului Sfânt. Iisus i-a informat pe acești ucenici să facă două lucruri, să aștepte la Ierusalim până vor primi o putere. Putere în limba greacă este dunamis, de aici vine și dinamită, dinamism, dinam, putere. Este menționat de 10 ori în Noul Testament. Tot aici aș vrea să spun că nu putem deloc inversa ordinea aceasta spusă de Domnul Iisus Hristos. Cred că ucenicii au fost foarte tentați, așa cum suntem și noi, să spunem, Doamne, Tu ai înviat dintre cei morți, noi suntem ucenicii Tăi, ne ducem să spunem la toată lumea. Și Domnul zice, hold on, hold your horses, nu vă grăbiți, stați, mergeți și așteptați să primiți o putere. Problema multor creștini este că se duc până nu primesc putere. Și când te duci în câmpul Evangheliei fără puterea Duhului Sfânt, rezultatele sunt pe măsură. Nu putem inversa ordinea aceasta, să ne ducem și apoi să primim putere. Trebuie să așteptăm să primim putere și apoi să depunem mărturie. Nu putem depune mărturie fără Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt suntem fără putere. Eu cred că eșecul misionar din zilele noastre aici se găsește în faptul că foarte mulți misionari pleacă în lume fără să aibă puterea și trimiterea lui Dumnezeu. Fără putere vom avea rezultate fără putere. Vom fi fără rezultate remarcabile în lucrarea lui Dumnezeu. Probabil că aici ar trebui să avem o lecție foarte specială în legătură cu aceasta. Pentru că foarte mulți creștini, până și noi pentecostali, așteptăm Duhul Sfânt ca pe un fel de decorație. Unii îl așteptăm ca un fel de pașaport cu care să emigrăm, să plecăm la Domnul. Noi avem Duhul Sfânt, când vine Domnul, ne repește și plecăm. Domnul le-a spus, stați și veți primi o putere ca să fiți martori. Eu n-am nimic împotrivă și nu am să contrazic pe nimeni care spune că are Duhul Sfânt, dar am o întrebare pentru tine. Câți oameni au primit mărturia lui Hristos prin tine dacă ai primit această putere de sus? Dacă ai folosit-o ca să te decorezi cu ea? Dacă ai folosit-o ca să te lauzi cu ea? Nu? Rezultatele sunt în câte suflete ai câștigat pentru Domnul. Am lucrat pe șantier în România și aveam un prieten, un frate baptist, cu care reușeam și să ne înțelegem uneori, după controverse religioase,
pe tema cunoscută a Duhului Sfânt. Și într-o zi m-a întrebat de ce noi, pentecostalii, atât de mult punem accentul pe Duhul Sfânt. Și pentru că eram pe șantierul de construcții, i-am spus, uite, știți ce faceți voi care respingeți puterea Duhului Sfânt? Construiți blocuri și cărați în spate fiecare cărămidă până sus. Noi care am descoperit că avem nevoie de putere, Domnul ne-a înzestrat cu macara, ok? Și voi faceți câte ceva și aveți un efort lăudabil, îmi place foarte mult cum munciți și transpirați, dar dacă Domnul ne-a dat macara, dacă ne-a dat putere, de ce să nu o folosim, nu? Nu știu dacă l-am convins sau nu, dar acesta este adevărul. Problema este că mulți dintre noi credem că puterea care ne-a dat-o Domnul este să ne lăudăm cu ea, și mai ales la frații baptiști, nu? A treia întrebare fundamentală este practic planificarea. Ce? Ce avem de făcut? Care este planul? Și aici Domnul vine și spune foarte clar. Nu să depuneți mărturie, vă chem, ci să fiți martori. Nu să depunem mărturie, ci să fim martori. Sunt două lucruri foarte diferite aici. Poți să știi ceva, dar poți să trăiești ceea ce știi. Și mulți dintre noi știm o serie de lozinci pocăiești, dar când e vorba să le vadă cineva în viața noastră, astea nu se prea traduc în umblarea noastră de fiecare zi. Sunt două semnificații a acestui cuvânt martor. Trebuie să fie ucenici, în primul rând, martori despre Iisus și lucrarea Lui. Nu poți să depui, nu poți să fii martori pentru Iisus dacă nu-L cunoști pe El și nu cunoști lucrarea Lui. Nu cunoști ce a făcut El. De aceea, traducerea acestei afirmații în limba noastră de astăzi este să citești Biblia mai des, mai mult, să cunoști mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că pe măsură ce cunoști mai mult, îl vei iubi mai mult, îl vei cunoaște mai mult. Și în al doilea rând, martorii prin apartenența la împărăția Lui. Oamenii vor vedea că aparținem acestei împărății. Când i-au auzit și i-au văzut pe apostol cum se poartă, cum umblă, cum vorbesc, spunea Noul Testament că au știut că au umblat cu Hristos. Au știut că au fost ucenicii Domnului Iisus Hristos. Pentru că este o predicare a prezenței noastre în această lume. Caracterul nostru, modul nostru de a vorbi cu oamenii, de a ne purta între oameni, este o evanghelie. Suntem o evanghelie vie în mijlocul oamenilor. Depune mărturie pentru Hristos, pentru că aparținem lui Hristos. Suntem asemenea Lui. Cineva a spus că ar trebui să avem grijă cum ne purtăm, pentru că s-ar putea oamenii să aibă ocazia pentru ultima oară în viață să-L vadă pe Hristos, pentru că tu ai fost singurul Hristos pe care ei l-au văzut. Poartă-te în așa fel încât oamenii să-L cunoască pe Hristos. În Luca 24, versetul 48, Domnul Iisus Hristos le-a spus: voi sunteți martori ai acestor lucruri. I-a luat pe ucenici peste tot cu El și le-a spus: ați văzut ce s-a întâmplat? Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Ucenicii au putut să spună: noi am văzut, noi am fost cu El. Noi am mâncat împreună cu El, l-am văzut cum se poartă, cum reacționează, îl cunoaștem. Și apoi în Fapte 4:20, când apostolii au fost obligați de mai marii poporului și anchetați și amenințați, știți ce au spus ăștia? Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și auzit. Sunt niște martori care au văzut și au auzit și ei nu pot să tacă. Ei au fost expuși la viața lui Hristos, de aceea mărturia lor este extraordinară. Spuneam înainte că noi nu suntem procurori sau avocați a lui Iisus, ci martorii Lui. De aceea încetați să mai fiți procurorii neamului în care trăim, nu? Avem enorm de multe lucruri de condamnat la țara asta.
Astăzi, înainte de a veni aici, împreună cu soția, am văzut un interviu luat unui politician român, un frate de-al nostru excepțional. E din Bistrița, este destul de tânăr, are 5 copii, este un credincios excepțional. Și am rămas mirat de modul în care vorbea despre ceea ce se întâmplă în Europa și acum. Și am văzut că nu vorbește ca un procuror care condamnă pe toți homosexuale și descreerații Europei, că ar fi avut enorm de multe lucruri pe tavă să pună, nu? Dar a vorbit ca un creștin, a vorbit ca un martor, nu ca un avocat, nu ca un procuror care condamnă. Lumea aceasta știe că este condamnată, ea are nevoie de dragoste, are nevoie de Hristos. Și când vorbiți cu oamenii de pe stradă, cu colegii dumneavoastră, nu fiți procurorii aceia care condamnă. Iară te fumezi, mă, iară te-ai luat de băut, când te lași de aia, când te... Oamenii știu în ce păcate trăiesc. Ei au nevoie de dragoste, au nevoie de înțelegere și de mărturia puterii lui Hristos care transformă oamenii. Expuneți-i la acest Hristos care schimbă oamenii. Apoi vreau să mai spun că în limba greacă, cuvântul ăsta de martor este aproape identic cu cel de martir. Știți că de obicei martorii lui Hristos au devenit martirii lui Hristos? Asta nu prea ne place, nu? De-aia ne trecem la avocatură sau la procurorii, nu? Și nu la martiraj. Aproape toți martorii lui Hristos au murit martirizați. Astăzi, studenții Americii condamnă, eu știu, genocidul din Gaza, apără pe musulmanii care au căzut, dar nimeni nu apără vreo 500 de mii de creștini care au fost omorâți anii aceștia numai în Africa, ok? De Boko Haram. Nimeni nu condamnă. Toată lumea nu vorbește despre martirii noștri creștini. E ciudat, lumea asta păgână își apără martirii ei, nu? Noi nu numai că nu îi apărăm, dar nici nu mai prea vorbim despre ei. Ar trebui să ne rugăm pentru ei, pentru că martorii lui Hristos astăzi în lume devin martirii lui Hristos undeva pe alte continente. Apoi, ucenici au fost interesați deloc, nu? Unde, Doamne, se vor întâmpla toate lucrurile astea? Și voi veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Versetul acesta este versetul cheie, este schița geografică, dacă vreți, a răspândirii Evangheliei. Este planul pe hârtie unde trebuie să mergem cu Evanghelia. În primul rând trebuie să mergem la Ierusalim, la comunitatea noastră, la cei de aceeași limbă cu noi, la rudele noastre, la familia noastră, copiii și nepoții și strănepoții noștri, dacă ne dă Domnul. Okay? Asta este Ierusalimul nostru. Trebuie să ne ducem cu Evanghelia la ei și să fim martori al lui Iisus Hristos pentru această generație din Ierusalimul nostru. Apoi spune Sfânta Scriptură, în toată Iudeea. Iudeea este țara în care locuim, dacă vreți. Cei care s-au întors din exilul babilonian au fost de obicei cei din seminția lui Iuda. De aceea i-au rămas ca Iudeea apoi în istorie. Și Domnul le spune în toată Iudeea. Ar trebui să ne ducem la cei din țara în care noi locuim. La cei de aceeași limbă cu noi, de aceeași cultură cu noi. Din satele și orașele vecine. Avem fiecare Iudeea noastră și ar trebui să fim interesați, să fim martori al lui Hristos în această Iudeea a noastră. Și apoi trebuie să ne ducem să fim martori al lui Iisus Hristos în Samaria. Știți cine este Samaria? Oamenii care nu ne plac. Ăștia sunt samaritenii. Sunt mexicanii de peste drum, ăia de altă culoare, care nu-i bine să o pronunțăm în zilele noastre, nu? Eu am zis o chestie de Obama odată,
Și am avut necazuri multă vreme după aia, nu? Că cineva a înțeles că eu am probleme cu culoarea lui. Nu, domnule, nu aveam deloc probleme cu culoarea lui, aveam probleme cu caracterul lui, nu? E, dar oamenii și culorile, caracterul și culorile uneori merg împreună. Ăștia sunt samaritenii, ok? Ăia care nu ne plac. La români din România nu le plac țiganii, ok? Sunt o serie de comune și orășele în care românii s-au revoltat și au fost dezastre, bătăi cumplite. Ăștia sunt samariteni la care trebuie să mergem. La oamenii care nu ne plac, ok? Și apoi spune Sfânta Scriptură, spune Domnul Iisus Hristos, să mergem până la capătul pământului. Asta înseamnă celelalte continente. Să ne ducem la alții de altă limbă, de altă cultură, să ne integrăm, să stăm și să ajutăm pe oamenii aceia. Foarte interesant că ucenicii au auzit porunca asta a Domnului, după ce a plecat Domnul la cer, s-au dus la Ierusalim, au primit Duhul Sfânt, s-au dus și au vestit Evanghelia, au fost martori în Ierusalim. Așa de mult au depus mărturie, că la un moment dat, mai mari poporului au spus, Domnule, ați umplut tot orașul, tot Ierusalim e plin de învățătura voastră. Ei, dar când era vorba să plece în Samaria, să plece la capătul pământului, asta e cam greu. Și atunci Domnul le-a trimis o frumusețe de persecuție, le-a trimis o persecuție așa de zdravănă. Faptele Apostolului, capitolul 8, versetul 1. În ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeei și ale Samariei. Aproape caragios este faptul că versetul ăsta 8, versetul 1 din capitolul 8 este practic inversul lui fapte 1 cu 8. Unde zice, Domnul, plecați, plecați, și ăștia nu voiau să plece. Și atunci Domnul le-a dat un mic ajutor, nu? Le-a dat un mic ajutor să se împrăștie peste tot. Știți ce au făcut, unde s-au dus? Au deschis biserici. Nu vreau să spun că noi români avem un destin mesianic, dar a venit revoluția, a venit mizeria, sărăcia, s-au deschis porțile spre Samaria și până la marginile pământului și avem români peste tot în lume. Slăviți să fie Domnul pentru că au deschis biserici unde s-au dus. Am fost în Irlanda la formarea primei biserici din Dublin. N-am să uit niciodată experiența aceea. M-au chemat, locuiam la Chicago, m-au chemat la un prim botez. Aveau 16 tineri care se botezau. Aveau biserica într-un fost atelier de reparat mașini. L-au închiriat și l-au vopsit în alb. Și podul rulant era sus, dar totul era în regulă. Singurul lucru care m-a deranjat era o placă pe stâlpul din mijloc în care scria "No beer beyond this point." Nu era voie cu bere de la stâlpul ăla încolo. Erau automatele de bere în hall. Frații nu cumpărau, e adevărat, dar foarte greu se transforma un atelier de reparat mașini într-un atelier de reparat suflete. Tot a fost excelent până la botez, când am văzut că frații au luat un bazin din ăla de plastic pentru copii. Știți cum au copii în curte vara, așa, l-au umplut cu apă direct de la robinet și când a băgat degetul, am zis, eu aici nu mă bag. M-am oferit să-i botez de pe din afară. Eu stau din afara botezului, din afara bazinului și intră numai candidați în apă. Am fost binecuvântat de prezența unui păstor irlandez, care s-a oferit să intre în apă pentru că niciodată nu a făcut să botez până atunci. Am zis, no, that's your day. Vreo 4 oameni ne-a trebuit să-l scoatem din bazin, că era vânăt de tot la terminarea botezului. Așa au început primele biserici. Știți că în Dublin este una dintre cele mai mari biserici pentecostale românești
la ora actuală din lume, aș putea spune, Biserica Betania. Peste tot, Italia are sute de biserici românești. Germania, Austria, Anglia. Știți că Londra are cele mai multe biserici românești decât în orice oraș din România. Au 41 de biserici românești în Londra. Okay? Oradea are vreo 17 sau 18, da. Dumnezeu a scos pe români să depună mărturie în alte culturi. Ne-a dus, probabil, cu mijlocul sărăciei să ne ducem cu Evanghelia până la alte neamuri. Aș vrea să spun aici câteva lucruri care mi se par extrem de interesante. Practic, John Piper are o carte excepțională, sperăm să putem să o publicăm, editura noastră, cât mai repede, care vorbește despre evangelizarea lumii. El spunea că poți să ai trei atitudini față de porunca Domnului. Poți să asculți și să te duci. În al doilea rând, poți să trimiți pe cineva, poți să îl ajuți pe cineva să meargă, să dai bani, să-l ajuți să meargă, sau să ne ascultăm. Nu vi se pare că noi am ales cam ultima variantă? Când auzim de misionari și de bani și ia să mai plece la alte biserici mai mari, să nu mai vină pe la noi, nu? Aveți vreun misionar pe care îl sprijiniți în mod permanent? Aveți grijă de el? Gândiți-vă la asta. Faceți ceva pentru răspândirea Evangheliei? Întrebările astea ar trebui să ne preocupe foarte mult. O să revin, de fapt, la încheiere cu acestea. Vreau însă să vă spun câteva lucruri foarte simple. Cineva a spus că în legătură cu lucrarea aceasta misionară, ea trebuie făcută pentru că Iisus Hristos vine înapoi. Știți de ce trebuie să mergem cu Evanghelia și ca martori până la capătul pământului? Pentru că Domnul se va întoarce. Pentru că va trebui să stăm înaintea Lui. Va trebui să dăm socoteală de investiția care El a făcut-o în viețile noastre. Când eram copil, una dintre cântările favorite a bisericilor care mergeau părinții mei era aceasta: merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Nu știu de ce le plăcea la frați cântarea aia, pentru că spunea un lucru foarte grav despre noi. Nu făceam nimic și o să ne ducem la venirea Domnului cu mâinile goale. Suflete nu-i pot aduce niciun singur snop măcar. E una dintre cele mai triste cântări care încă se cântă în bisericile noastre și lumea încă nu se trezește. Revenirea Domnului Iisus Hristos trebuie să ne găsească lucrând pentru El, depunând mărturie pentru El. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri care sunt foarte importante. Știți că încă există în lumea noastră de acum 6.900 de grupări etnice care nu sunt atinse de Evanghelie. 6.900 de limbi diferite, de grupări etnice care nu au posibilitatea să asculte Evanghelia. Aici vreau să fac o mică pauză și să vă spun că este un scriitor american, de fapt un misionar care a călătorit enorm de mult și a lucrat, mai ales în Thailanda. A scris o carte, Misionarul Antreprenor. Ce au descoperit echipa lor de misiune? Au descoperit că dacă un grup de misionari stabileau un business cu scopul să ajute comunitatea în care ei se găseau. Îi angajau pe oamenii de acolo la businessul acela, îi ajutau pe oamenii de acolo. Și o parte din misionari nu făceau business, ei predicau numai Evanghelia, nu mai vesteau Evanghelia, depuneau mărturie. După vreo 5-6 ani de zile de activitate, au făcut calcule și au descoperit că acești binecuvântători, cei care au deschis business și ajutau pe alții, au câștigat de 50 de ori mai mulți convertiți
decât ăia alți care nu mă dădeau din gură, nu mă predicau. Okay? De 50 de ori mai mulți oameni. Oamenii au nevoie de ajutor, au nevoie de dragoste, au nevoie de sprijin. Avem misionari români care au înțeles asta. Sunt în Africa și construiesc case pentru oamenii de acolo. Îi ajută să cultive ogoarele, învață cum să cultive pământul. Și au devenit o binecuvântare pentru comunități întregi. Aici aș vrea să mă mai spun un lucru care mi s-a părut extrem de interesant. În toată Biblia, în Noul Testament, sunt menționate 132 de contacte ale Domnului Iisus Hristos cu oamenii, contacte personale cu oamenii. 132. Ascultați acum. 6 din ele s-au petrecut în templu. Domnul s-a întâlnit cu oamenii în templu și a discutat persoană la persoană cu ei. 4 din aceste întâlniri în sinagogi, și ascultați, 122, acolo unde locuiau și lucrau oamenii. Ok? 122 de întâlniri a Domnului Iisus Hristos cu oamenii au fost acolo unde lucrau și locuiau acești oameni. Ei, acolo este locul de a depune mărturie pentru Hristos. Okay? Aici vreau să vă mai spun că numai în Africa de Nord, un păstor sau un misionar este la 2 milioane de oameni. În țările Africii de Nord, asta este statistica. Ești păstor și ai 2 milioane de membri în biserică, dacă vreți. Ești misionar și trebuie să vestești Evanghelia la 2 milioane de oameni. Asta înseamnă că foarte puțini misionari se duc în asemenea zone. Se vorbește foarte mult despre fereastra 10-40, de la 10 la 40 latitudine nordică. În fereastra aceasta sunt 55 de țări care sunt cele mai puțin evangelizate din lume. Cam câți misionari credeți că merg în aceste țări, în fereastra asta? 2,4% din toată forța misionară se duce acolo. De ce pleacă misionarii numai unde îi grozav? Vreau să închei cu o mică ilustrație. Am citit-o recent, studiind despre înălțarea Domnului. Un teatru creștin a produs o piesă despre înălțarea Domnului. Ultimele întâlniri cu apostolii, tot, ultimele cuvinte ale Mântuitorului, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia, așa. Băieții de la Scripeț l-au ridicat imediat pe Domnul spre cer, s-au ridicat în sus, nu? Ăștia știau că sus, în podul teatrului, există o platformă pe care Domnul trebuia să se oprească când ajunge sus. Băieții entuziasmați și emoționați au uitat să fie atenți că Domnul s-a pus pe aia și au lăsat de funie. Și dintr-o dată, în plină scenă, a coborât Domnul Iisus cu o viteză formidabilă. Băieții au sărit la cabluri, la funii, le-au prins și Domnul s-a oprit așa la câțiva centimetri de scenă. Actorul, care era un actor extraordinar de bun, a zis, apropo, vreau să vă spun din nou, să vă iubiți unii pe alții. După care a plecat iarăși la cer. Mi-a plăcut așa de mult imaginea asta. Domnul va veni, știți cum va veni? Așa cum a plecat. A plecat pe norii cerului și va veni pe norii cerului. Și ar fi bine să ne găsească lucrând. Ar trebui să ne găsească depunând mărturie pentru El. Creștinii de astăzi au ales să nu asculte de marea trimitere. Tu ce faci? Mergi? Trimiți pe alții? Sau nu asculți? Acestea sunt întrebările cu care vreau să închei în această seară. Vreau să ne ridicăm pentru rugăciune. Și dacă n-ai plecat, și dacă n-ai trimis pe nimeni, și dacă n-ai ascultat, este un moment să ne pocăim și să promitem Domnului să ascultăm de El.